Avem în momentul de față mai multe tipuri de testări pentru COVID-19, de la testările anti-spike și anticorpi neutralizanți până la testele PCR pentru COVID-19, considerate în momentul de față gold standard pentru a pune diagnosticul de infecție cu SARS-CoV-2. Andreea Alexandru, medic primar de medicină de laborator, șef al Laboratorului Central București și director medical al Diviziei Laboratoare Clinice Regina Maria, face o scurtă caracterizare a acestor teste, fiecare ce urmărește, ce măsoară și cum se poate traduce în termen de protecție împotriva COVID-19 pe termen lung. Ca orice poveste cu a fost odată ca niciodată și începutul cu a fost odată ca niciodată în începutul unei pandemii cu SARS-CoV-2 a pus lumea medicală în fața unui diagnostic care se cerea. Trebuie să înțelegem că în medicină diagnosticul nu este facem un test și punem un diagnostic. Diagnosticul este un lucru extrem de complex, care implică mai multe specialități și mai multe investigații paraclinice. Și lumea s-a întrebat cum putem să ne dăm seama ce patologie au oamenii și de cine este dată. Și în această pandemie au venit foarte repede pe piață și noi ne-am bucurat ca și specialiști în domeniul sănătății testele de real-time PCR. Testele de real-time PCR sunt niște teste care în medicină se folosesc în tot ceea ce înseamnă infecții virale, bacteriene, fungice pentru un diagnostic extrem de cu acuratețe extrem de mare, deoarece se uită la acidul nucleic al acelui microorganism. Și asta înseamnă că putem să identificăm prezența microorganismului respectiv, fie că este virus, bacterie sau fung, într-un stadiu extrem de incipient al dezvoltării patologiei, din produsele specifice fiecărei infecții. Așa și la SARS-CoV-2, testele de real-time PCR, pentru că poarta de intrare pentru acest virus este tractul respirator superior, s-au dezvoltat și ne-au fost puse la îndemână testele de biologie moleculară de real-time PCR, pentru identificarea prezenței acidului nucleic viral în secrețiile respiratorii superioare. Testele putând fi realizate și din alte produse, cum știm, scută, lavaj bronhoalveolar, materii fecale, dar acuratețea și identificarea, procentul identificat cel mai mare este în secrețiile de virus, este în secrețiile respiratori. Deci totul a început cu aceste teste de biologie moleculară. După aceea, ca în orice infecție, toată lumea și-a dorit să afle ce se întâmplă cu organismul când se întâlnește cu acest virus. Și ca un evoluție firească, producătorul de reactiv au început să aducă pe piață testarea de anticorp, pentru că răspunsul imun la o infecție virală, cu toate că este extrem de complex, cuprinde și producerea de anticorpi specifici împotriva care sunt dezvoltați împotriva diferitelor proteine ale acestui virus. Și cum știm toți, imunoglobulina IgM sau anticorpii de tip IgM sunt primii care se produc, după aceea urmează producerea de anticorpii IgG. Și primele teste care au venit pe piață au fost cel mai ușor de costumizat, cele împotriva proteinei de nucleocapsidă. Și am avut și avem în continuare anticorpi de tip IgM și IgG reactiv pentru a-i testa împotriva proteinei de nucleocapsidă. Ulterior s-a constatat că mai dezvoltă persoanele infectate, pentru că totul a plecat de la persoanele infectate, dezvoltă și anticorpi anti-spike. Și din fericire, acest anticorp anti-spike sunt, pentru că proteina spike este o proteină de suprafață și de legare a virusului cu celulele umane, sunt anticorpi de tip neutralizant și
cu o viață mult mai lungă în organism, care pot să asigure protecția persoanelor care au trecut prin boală, un oarecare grad de protecție, mai mult sau mai puțin, în funcție de fiecare organism, împotriva unei reinfectări cu virusul SARS-CoV-2. Și această proteină S și acest răspuns imunologic natural al organismului, asta la baza dezvoltării vaccinurilor. Vaccinurile produc anticorpi antiproteină S și care ne dorim și sunt neutralizanți pentru că la întâlnirea cu virusul recunosc și stimulează toată casarea neutralizării virale. Și cam asta, în acest moment, suntem acum. Cercetările sunt în continuare în desfășurare și cu siguranță vor evolua tot ce înseamnă teste și de diagnostic și de monitorizare a seroconversiei, așa cum îi spunem noi, a răspunsului imun bazat pe anticorp. Dar până acum cam astea sunt tot ceea ce putem să oferim noi ca și ajutor, ca și laborator, ca și ajutor clinicienilor. S-a vorbit foarte mult de precizia acestor teste. Putem să vorbim de anumite procente și când putem vorbi de rata de fals pozitive în cazul acestor teste? Aș vrea să începem cu testul PCR, despre care la un moment dat se spunea că rata de acuratețe ar fi undeva la 70%. Acum, depinde, rezultate fals pozitive înseamnă să identificăm fals prezența unui acid nucleic într-un produs. Aceste situații nu le întâlnim în laborator decât în cazul în care proba respectivă este într-un fel contaminat. Ceea ce în laboratoarele care lucrează biologie moleculară și care respectă toate normele de biologie moleculară cu oameni instruiți este puțin probabil. De asemenea, este puțin probabil să contaminăm proba în momentul în care se recoltează, pentru că sunt niște reguli extrem de stricte privind la recoltare, pacientul este singur în cabinet, asistenta este îmbrăcată, se decontaminează cabinetele de recoltare. Deci, rata de fals pozitiv este foarte mică. Doar așa, să spui că s-au încurcat probele, ceea ce într-un laborator și într-un flux clinic în care totul este pus la punct foarte bine, care pacientul este identificat și se asigură o trasabilitate de la intrare până la ieșirea rezultatului, iarăși este puțin probabil. Rata de fals negativ, în schimb, este mult mai mare, cel puțin la testele de real-time PCR, deoarece tehnica de real-time PCR este o tehnică care are o acuratețe extrem de mare, identifică diferite nivele de, așa cum toți pacienții și toți clinicienii au putut să vadă pe buletinele de analiză, fiecare test are o anumită limită de detecție, dar în același timp depinde de cantitatea de celule recoltate. Trebuie să înțelegem că virusul este un virus cu creștere intracelulară și în funcție de cât de corect s-a făcut recoltarea și cât de multe celule sunt recoltate în această fază, este dependent rezultatul de acest produs. Drept urmare, da, așa cum și literatura de specialitate identifică, rata de fals negativ este mult mai mare și impactul unui rezultat pozitiv este net superior față de cel negativ și de aceea orice rezultat negativ cu suspiciune de boală, cu semne și simptome, necesită, ca și orice rezultat pozitiv, dacă medicul clinician consideră, necesită retestare. Că, într-adevăr, ca orice test de laborator, este dependent de tot ceea ce înseamnă faza preanalitică, de recoltare. Și atunci, nu este un procentele asociate cu aceste teste nu sunt diferite de cele asociate cu alte teste. Pentru că da, dacă în laborator primim o probă de sânge de proastă calitate și rezultatele vor fi de așa natură. Nu, real-time PCR-ul și biologia moleculară nu face excepție. Calitatea produsului intrat în laborator, indiferent de ce tip este,
ne dă și calitatea rezultatelor pe care le oferim. Pentru că echipamentele în momentul de față, așa cum știm, sunt extrem de performante și laboratoarele au avut posibilitatea să-și aleagă, cel puțin pentru real-time PCR și nu numai, tot timpul diferite tehnologii din ce în ce mai performante și cu o sensibilitate și cu acuratețe extrem de bune. Deci variază aceste procente pe care dumneavoastră le-ați spus. În ceea ce privește testele rapide, cât de acurate sunt? Trebuie să înțelegem că testele rapide se uită la niște proteine exprimate după ce se distruge virusul. Vorbim de testele rapide de antigen. După ce virusul este recoltat din aceleași produse, vorbim iarăși de cantitatea virală existentă direct proporțională cu numărul de celule recoltate, dar în același timp virusul este distrus și sunt exprimate proteinele și sunt mult mai dependente de cantitatea de proteine care există în proba respectivă. În același timp, toate testele rapide necesită o citire vizuală. Cine le efectuează trebuie să le și citească și depind de cantitatea de anticorpi cu care este impregnată hârtia aceea din casetuță, de bine vede persoana care le citește, dacă se respectă timpul. Sunt mult mai sensibile și mult mai dependente de cantitatea de proteine existente în probă decât de real-time PCR. Și da, putem scăpa pacienți care într-o zi sau două să se pozitiveze la real-time PCR sau să fie pozitiv pe testele de real-time PCR cu o limită de detecție joasă și să dezvolte simptome. Că este clar. Și se folosește ca și metodă de screening masivă și de aceea se și în toate legislațiile se recomandă că orice pacient care are simptome cât de mici să fie testat pe real-time PCR. Diagnosticul, să zicem așa, gold standard în momentul de față se pune pe PCR. Da, ca și în alte patologii. Și la gripă, recomandările de teste rapide sunt discutabile de către comunitatea științifică și se recomandă diagnosticul de gripă și de infecție să se pună pe teste de real-time PCR și nu o facem de altfel, o facem de mult mai mult. Aș vrea să vorbim puțin și de costul acestor teste. Care este prețul real, de fapt, al unui test? Prețul real reflectă prețul către client. Acum n-aș putea să vă spun exact, pentru că variază, dar toate sunt în aceeași plajă de costuri. Costurile, ținând cont că au avut în spate o mobilizare extraordinară de tot ce înseamnă cercetare și dezvoltare, costurile unor teste lansate pe piață de un an de zile va fi tot timpul ridicat și va fi reflectat în costul către client. Dar experiența noastră din laborator, pe care am avut-o cu hepatita B, cu hepatita C și cu alte infecții virale sau bacteriene, este că pe măsură ce trece timpul și echipele își dezvoltă și costumizează cât mai bine reactivii și se familiarizează cât mai mult cu acest proces tehnologic, există un moment în care costurile o să scadă și atunci automat și costul către client va scădea și nu aș putea să spun exact care sunt costurile reactivilor, dar într-adevăr nu sunt niște reactivi ieftini, cel puțin cei care se folosesc în laboratoare pe echipamente. Sunt niște reactivi cu anumite certificări, cu anumite calități pe care îi utilizează profesioniștii și sunt cu o vechime de mică pe piață și atunci costurile de dezvoltare au fost foarte mari. Au fost mai multe discuții legate de faptul că PCR-ul nu poate fi folosit ca test diagnostic. Ce părere aveți despre aceste contradicții? Acum, cred că e discutabilă. Nu înțeleg ce am putea folosi ca și diagnostic și așa cum v-am spus la început, diagnosticul unei patologii nu se pune strict pe
rezultatele de laborator. Diagnosticul patologiei implică evoluția clinicianului, implică un context epidemiologic pozitiv, implică un consult, un examen radiologic și, într-adevăr, niște teste de laborator. Deci diagnosticul oricărei infecții de SARS-CoV-2, hepatită B, hepatită C, citomegalovirus sau alte virusuri pe care poți să le, nu este exclusiv de laborator. Și atunci nu știu cum am putea altfel diagnostica, pentru că sunt pacienți diagnosticați cu infecție COVID-19 care au rezultate la secrețiile respiratorii superioare nedetectabile, dar la o scută corect recoltată, dacă au afectare pulmonară, apare detectabil și apare un rezultat de real-time PCR pozitiv. Deci, așa cum v-am specificat și înainte, depinde de produsul pe care laboratorul primește și cât de bine este acesta recoltat. Deci, nu cred că putem spune diagnosticul de COVID se pune pe un rezultat de real-time PCR, ci rezultat, diagnosticul de infecție COVID-19 este un rezultat multidisciplinar, așa cum se tot discută și este într-adevăr pentru fiecare pacient.